Bun găsit! Dezbaterea actuală din SUA cu privire la furnizarea de asistență militară suplimentară Ucrainei se bazează parțial pe presupunerea că războiul va rămâne blocat, indiferent de acțiunile SUA. Această presupunere este falsă. Rușii ies din războiul de poziție și încep să avanseze pe câmpul de luptă. Ucraina nu poate menține liniile actuale ale frontului fără reluarea rapidă a asistenței SUA, în special apărarea aeriană și artileria pe care doar America le poate oferi rapid și la scară largă. Statele Unite au astfel doar două opțiuni reale astăzi. Pot relua rapid furnizarea de ajutor militar pentru a permite Ucrainei să stabilizeze linia frontului în apropierea locațiilor actuale, sau îl poate lăsa liber și lasă pe ruși să învingă armata ucraineană și să împingă către granițele NATO din România până în centrul Poloniei. Nu există a treia opțiune. Victoria Rusiei în Ucraina ar avea consecințe devastatoare pentru apărarea NATO. NATO trebuie să se aștepte să se confrunte cu mari forțe convenționale rusești de-a lungul întregii sale frontiere, de la Marea Neagră până la Arctica, punând frontierele Poloniei, Ungariei, Slovaciei și României sub amenințarea unui atac terestru rusesc pentru prima dată de la căderea Uniunii Sovietice. Această amenințare ar bloca forțele NATO în sud-estul Europei și ar atrage forțe suplimentare din Statele Unite și din statele NATO din Europa de Vest, în sudul și centrul Europei. Aceste trupe ale alianței neexperimentate în lupta în războaiele mecanizate moderne s-ar confrunta cu o armată rusă întărită în luptă, încurajată de victoria sa în Ucraina. Pe de altă parte, o Rusie victorioasă care reușește să-și atingă obiectivul de a distruge Ucraina în întregime va reprezenta o amenințare militară convențională majoră pentru NATO într-o perioadă relativ scurtă de timp. Va fi mult mai greu de descurajat o viitoare agresiune rusă și va fi mult mai dificil și mult mai costisitor să o învingă dacă descurajarea eșuează. Alegerea pe care o au astăzi Statele Unite este așadar foarte dificilă, dar răspunsul este clar. Interesele americane de acum și din viitor sunt servite mult mai bine dacă reiau acum ajutorul pentru Ucraina decât dacă permit Rusiei să câștige.